Firul vieții bătrânei de 93 de ani a fost rupt de un tânăr de 28 de ani care circula cu viteză pe un drum din localitatea Mărăcineni. Femeia a vrut să traverseze strada și a fost lovită în plin de un autoturism. Șoferul s-a trezit pur și simplu cu ea în față și a luat-o pe capotă, aruncând-o la câțiva metri. Când și-a dat seama ce a făcut, tânărul nici nu a mai putut vorbi. S-a sărit în față? Bătrâna abia se despărțise de niște vecini și nu a fost atentă când a trecut strada. Se mișca greoi și nu a văzut mașina care venea cu viteză. Dânsa stă aici. A venit aici, a vorbit cu ei la poartă și a luat-o așa să ducă la o vecină. De dreapta a depășit mașina care a luat bărătării acolo. A depășit și pe aia acolo în partea asta. A mers. Toată face stânga. Băiatul nu l-a văzut atât cu zi. Pac, când a ajuns el, băiatul în dreptul ăla, a trecut strada în partea asta. În stânga. Deci a traversat pe stânga. I-a lovit-o banc. Urma de frânare lăsată pe stradă e dovada că mașina avea viteză, dar cât a fost aceasta urmează să stabilească polițiștii criminaliști. Inspectoratul de poliție județean Argeș a fost sesizat despre producerea unui eveniment rutier pe raza comunei Mărăcineni. În fapt, un tânăr în vârstă de 28 de ani, în timp ce se deplasa din direcția Purcăreni către Argeșelu, a accidentat grav o femeie în vârstă de 93 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului prin nepermis fără să se asigure. În urma impactului, nonagenara s-a ales cu multiple traumatisme, inclusiv unul cranian. Medicii ajunși la fața locului au stabilizat-o, dar femeia a intrat în comă și a ajuns de urgență la spitalul din Pitești. Pacienta a fost găsită în stare gravă, este o politraumatizată prin accident rutier, TCC grav, comă Glasgow 8 puncte și posibil fractură de bazin, respectiv șold stâng. După aproximativ 4 ore în care medicii au făcut tot posibilul să o readucă la viață, trupul femeii a cedat. Șoferul este cercetat acum pentru ucidere din culpă.